Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Astăzi poposim în ciclul Principii Sfinte, citind din Scripturi în mod repetat expresia "nu te teme". "Nu te teme" este un mesaj necesar venit din partea lui Dumnezeu pentru poporul său. Iată ce este scris în cartea profetului Isaia, capitolul 35, versetul 4. Și să ne rugăm încă de la început ca acest mesaj să devină o realitate puternică și permanentă în viețile noastre. "Spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată, Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu, El însuși va veni și vă va mântui." Astăzi și în situații necesare, oricare dintre noi, bazat pe cuvântul acesta venit de la Domnul, să spunem celor slabi: fiți tari, nu vă temeți. Să fim gata să îmbărbătăm. Ne bazăm aceste afirmații pe Scripturi, această carte a adevărului, care ne spune de cine să ne temem și de cine să nu ne temem. De ce să n-avem nicio teamă? Acestea sunt cuvintele Mântuitorului în Luca 12, de la versetul 4 la 7, spuse într-un mod foarte clar, așa cum ziceau ucenicii cândva. Iată că acum ne vorbești fără vreo pildă. "Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în ghenă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Nu se vând doar 5 vrăbi cu 2 bani? Totuși, niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi." Cât de bogat este acest adevăr! Haideți să ne uităm în Scripturi, că Domnul Iisus, care printre altele este și cuvântul, are presărat în toată Scriptura subiectul acesta pentru diferite situații. De aceea, într-o primă parte, după cum însuși Domnul aici a zis: "Am să vă arăt de cine să vă temeți", ne vom uita la temerea de Dumnezeu și în a doua parte la expresia în sine: "Nu te teme." Există o obligativitate a temerii de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este stăpânul absolut și veșnic al Universului. De aceea, tot ceea ce există, începând cu ființele cerești, oamenii, toate vietățile și, într-un anumit aspect, chiar lucrurile materiale, trebuie să îi fie subordonate și trebuie efectiv să aibă în ele sentimentul, noțiunea temerii de Dumnezeu. În ultima carte a Vechiului Testament, Maleahi, capitolul 1, versetul 6, Dumnezeu însuși întreba prin profet: "Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine?" Și acum: "Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine?" Unde este? Vrem să reactualizăm profund această temă, pentru că în vremea din urmă temerea de Dumnezeu dispare din ce în ce mai mult, chiar între cei care se laudă că-L cunosc pe Dumnezeu. Totuși, Apocalipsa ne stă în față și nu întâmplător voi citi chiar din această ultimă carte și a Noului Testament, capitolul 15, versetul 4. Aceste cuvinte sunt un vers de cântare nouă: "Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate." Chiar dacă oamenii nu vor în mod voit să înțeleagă temerea de Dumnezeu, va veni vremea când toți vor tremura înaintea Lui. Totuși, noi astăzi, prin mesajul nostru evanghelic, biblic, chemăm tot pământul la temere de Dumnezeu. Pe orice om, bătrân sau copil, om mare într-o slujbă sau întemnițat. Iată ce scria înțeleptul în care Eclesiastul, capitolul 3,
făcând o referire în versetul 14 la ideea aceasta, am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu de noi este în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Deci anumite măsuri pe care Dumnezeu le ia, și dacă ținem cont de versetele de mai sus, scrie despre viață, moarte și alte evenimente care și-au vremea lor, vreme pe care Dumnezeu o decide, dar El o decide așa ca oamenii să nu uite că El este stăpân și s-ar cuveni să se teamă de El. În aceeași idee și încheie cartea Eclesiastul Solomon, citim ultimele două versete. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Și în același fond apocaliptic el scrie că-și Dumnezeu va aduce orice faptă la judecat. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Așadar, dacă trebuie să se teamă tot ce este în univers de Dumnezeu, care este creator și stăpân absolut, cum trebuie să ne temem? Ce este de fapt temerea de Dumnezeu? Temerea de Dumnezeu, în primul rând, se manifestă prin păzirea atentă și totală a cuvântului Său, a legii Sale. Și vă voi citi în adins din Vechiul Testament, Deuteronom, capitolul 4, versetul 21, pentru că și Dumnezeu în adins a procedat așa. Acesta a fost scopul Sinaiului și a fondului. Vedeți, uneori se spune câte o poezie sau este o anumită piesă creștină pe un fond muzical, sunt niște sunete care se facă mai vie, e acea imagine. La fel, rețineți fondul pe care Dumnezeu a dat legea Sa. Același capitol, scrie aici de la versetul 12, citim. Sunt mai multe versete, dar voi puncta doar câteva dintre ele. Citim de la 10. Adu-ți aminte de ziua când te-ai înfățișat înaintea Domnului Dumnezeului tău la Horeb, când Domnul mi-a zis, strânge poporul la mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele, ca să învețe să se teamă de mine tot timpul cât vor trăi pe pământ și să învețe și pe copiii lor să le păzească. Voi v-ați apropiat și a stătut la polele muntului, muntele le-a aprins și flăcările se ridicau până în inima cerului. Era întuneric, nor și negură deas. Și Domnul a vorbit din mijlocul focului. Voi ați auzit sunetul cuvintelor Lui, dar n-ați văzut niciun chip, ci ați auzit doar un glas. Așadar, Dumnezeu a tunat. Ei au început să tremure, până când la un moment dat au zis să nu le mai vorbească Dumnezeu în felul acesta, pentru ca nu cumva să moară. Dar Dumnezeu a zis, în adins v-am vorbit așa, ca să aveți imaginea asta în față și să vă fie teamă să păcătuiți, să știe că Dumnezeu este sfânt și mare, numele Lui să fie binecuvântat. Rămânem în cartea Deuteronom și citesc din capitolul 6, versetul 2, în a dovedi ce înseamnă să te temi de Domnul. Ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile Lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Totodată, rămânând în această carte și gândindu-ne atât la evrei cât și la noi, a te teme de Dumnezeu înseamnă a-i sluji în mod responsabil, curat și definitiv. Dumnezeu a organizat poporul, în mod special leviții și pe seminția lui Aaron, să facă slujbe. Ei trebuiau să se teamă de Domnul și să respecte cu scrupulozitate toate rânduielile de la templu. Amintiți-vă că, deși erau proaspăt conștientizați pentru că nu s-au comportat regulamentar, doi fii al lui Aaron au fost arși pentru că Dumnezeu este un foc mistuitor. Și scrie în capitolul 10, de la versetul 12, astfel. Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și să păzești poruncile Domnului și legile pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Și amintesc și din Noul Testament ceva pentru noi, pentru neamuri, din Romani, capitolul 11, versetul 20.
Vorbind despre evrei, Domnul zice, adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te, pentru că s-ar putea ca noi, socotindu-ne în har, să ne răsfățăm și să nu-L mai considerăm pe Dumnezeu același foc mistuitor, același care tună și vine cu loviturile sale puternice. Nu uitați, dacă în Vechiul Testament Dumnezeu s-a manifestat prin potop la Sodoma și în alte situații în plan regional foarte puternic, în revărsarea mâniei sale, toate acele din Vechiul Testament sunt slabe, sunt ușoare față de ceea ce prevede viitorul în cartea Apocalipsei. Dumnezeu se va deslănțui într-o zi. Dacă însă ne vom teme de Domnul, vom fi oameni scutiți de teama care o au cei din lume, de mânia și focul lui Dumnezeu. Și dimpotrivă, Dumnezeu, pe baza temerii noastre de El, va încheia cu noi un legământ, va lucra cu noi. Cât este de interesant să-L vezi pe Dumnezeu de-a lungul Scripturii, oprindu-se în dreptul unor oameni și vorbindu-le, ca și cum vorbea un om cu prietenul lui. La evrei Dumnezeu tuna încât se speriau toți, nu puteau să suporte priveliștea de la poalele muntelui. Și Moise, sus pe munte, discuta cu Dumnezeu față în față. Moise nu era speriat, dimpotrivă era parcă atras de Dumnezeu, încât într-o zi a zis, Doamne, aș vrea să te văd mai profund. La fel, citim despre Avram în cartea Genesa, capitolul 15, versetul 1. După aceste întâmplări, întâmplări în care poate Avram se putea aștepta la represale din partea împăraților, din mâna cărora eliberase pe Lot și pe cei din Sodoma, după aceste întâmplări, în urma cărora Avram ar fi putut să beneficieze de bogățiile lor, dar le-a respins, socotind că nu era îndrept să-i revină lui, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie așa zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Deci, pentru Avram, glasul lui Dumnezeu era o voce plăcută, se bucura să-l audă. Dar asta nu înseamnă că Avram n-avea temere de Dumnezeu. Iată ce scrie Noul Testament în Evrei 11 despre el, versetul 7. Citesc din 7 despre Noe și apoi din 8 despre Avram. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, un potop, și plin de o teamă sfântă, a făcut un chibot ca să scape casa. 8. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să leacă moștenire, a ascultat. Asta este o caracteristică, spuneam, prima a temerii de Dumnezeu, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Deci nu și-a permis să tergiverseze mesajul din partea lui Dumnezeu, să-l amâne, să-l comenteze. A ascultat supunându-se. Totodată Dumnezeu, pentru cei care se tem de El, își oferă toate serviciile sale, beneficiind de toată asistența divină. A te teme de Dumnezeu, vreau să vă dau o comparație pentru zilele noastre, înseamnă a cotiza la cea mai binecuvântată societate de asigurări. Tu doar îți plătești cotizația, asta e partea ta de teamă de Dumnezeu. Și restul nu te mai teme, pentru că tu ești asigurat. Orice s-ar întâmpla, tu ești răsplătit. Tu nu poți să pierzi. Iată ce scrie în Psalmul 31, versetul 19, despre cei care se tem de Domnul. Oamenii aceștia care, așa cum spunea profetul Maleahi, s-au adunat adesea și au vorbit, cum facem noi, despre teama de Dumnezeu. O, cât de mare este bunătatea ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine și pe care o arăți celor ce se încred în tine în fața fiilor oamenilor. Este un fond de asigurare inestimabil la Dumnezeu. Și tot din Psalm citesc 145:19, aducând o a doua mărturie identică. El împlinește dorințele celor ce se tem de El. Le aude strigătul și scapă. Dacă te tem de Dumnezeu, să nu-ți faci singur dreptate, să nu abuzezi de drepturile tale, de posibilitățile tale firești, de moment, și nu o faci, cum au spus eu atâția de-a lungul Bibliei, și cum zicea Iosif în Genesa, Nemea altădată, eu mă tem de Dumnezeu. Nu și-a permis Nemea ca dregător să abuzeze de funcția sa. Dumnezeu, în schimb, împlinește dorințele unor astfel de oameni. Dumnezeu îi asistă și îi îmbucură, îi înviorează cu tot ceea ce au nevoie. Aceștia sunt oamenii care respectă pe Dumnezeu ca stăpân, de care Dumnezeu ține cont. O, de ne-am numărat printre ei. Vreau să trecem la a doua parte, care este, de fapt, în mod esențial, mesajul nostru. Nu te teme.
odată ce te temi de Dumnezeu, nu trebuie să te mai temi de nimic după aceea. Dar asta înseamnă mult, pentru că sunt atâtea temeri posibile. De exemplu, sunt diverse temerile în fața unor acțiuni umane, de la adversitate până la ucidere, de la o simplă respingere până la o prigonire. Uneori poate te temi să vorbești că cineva îți răspunde dur, te temi să vorbești că nu te bagă în seamă sau nu te primești. Sunt oameni care stau afară la o ușă și ar vrea să intre și poate stau acolo 2 ore, se tem și se bată la ușă. Poate te temi să-i spui cuiva o nevoie, poate te temi de represalile cuiva dacă l-ai sesizat, dacă l-ai mustrat. Poate se teme cineva să nu fie dat afară, să nu fie penalizat. Acum să ne gândim la toate situațiile de pe tot pământul. Sunt atâtea și atâtea temeri în dreptul oamenilor, pentru că oamenii sunt sub influența diavolului și sunt în stare să-ți facă rău, să te omoare, să te dușmănească. Gândiți-vă la evreii care s-au potignit în frunte cu cele 10 iscoade și n-au fost gata să se ducă spre Canaan și mai degrabă se împăcau cu ideea robirii, din teamă. S-au temut de cananiți. Însă Caleb și Iosua, și citesc despre ei în Cartea Numeri, capitolul 14, au văzut și ei pe acei uriași. Ei n-au vorbit ca unii care n-ar fi fost acolo. Că e ușor să spui cuiva care n-a stat în fața unui șef care urlă la tine: „Oi, de ce te-ai temut, că și el e om?” Și să spună cineva: „Dar tu l-ai văzut cum arată când este supărat? Tu știi cum reacționează?” Caleb și Iosua, repet, fuseseră părtași la aceleași imagini. Și iată ce scrie în versetul 9. „Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oameni din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu au niciun sprijin, Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei.” Deci n-au fost niște oameni care s-au hazardat și să spună pe propriile puteri: „Ce, noi suntem mai grozavi ca ei.” Ca oameni au avut aceeași reacție când i-au văzut că sunt de mari, dar au zis: „Domnul este cu noi și Domnul sigur este mai înalt decât ei. Ori fi ei puternici, Dumnezeu este mai puternic.” Ei se încredeau în Dumnezeu, de aceea au putut să nu se teamă. Iată ce scrie versetul de mai sus, 8. „Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da.” Deci pentru ei intrarea în Canaan nu era o chestiune de luptă, câștigă care e mai tare. Era o chestiune de înțelegere a deciziei divine. Dacă Dumnezeu a decis să ne dea nouă țară, înseamnă că le-o ia lor. De aceea, după ce au peregrinat 40 de ani prin pustie, în fața intrării în Canaan, le reamintește Moise în Deuteronom, capitolul 7, versetele 17 și 18. „Poate că vei zice în inima ta.” Acum poate nu mai aveau îndrăzneala să spună cu voce tare, se temeau de ce li se întâmplase mai înainte. Dar frica să fie înăuntru lor: „Neamurile acestea sunt mai mari la număr decât mine, cum voi putea să le izgonesc? Să nu te tem de ele, adu-ți aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău lui Faraon și întregului Egipt. Doar cananiții sunt mult mai plăpânzi, niște regate cetăți, pe când Egiptul era un imperiu și Dumnezeu v-a scos de acolo. Ăștia le sunt inferiori.” Revind apoi în Noul Testament, vă redau o imagine din Ioan 9:22, ceva legat de biserică, ceva foarte actual. Se întâmplă chiar în țară la noi, nu vin oameni la evanghelizări, că amenință popa că nu le mai face slujbe. În timpul Domnului Iisus era la fel. Deși au văzut minunea lui Dumnezeu, părinții care și-au văzut copilul vindecat, iată ce scrie despre ei: „Părinții lui au aceste lucruri, că nu cunosc, ei nu își dau cu părerea, pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâsere acum că dacă cineva va mărturisi că Iisus este Hristos, o să fie dat afară din sinagog.” Și de teama asta au tăcut. În loc să strige în gura mare: „Dumnezeu a făcut o minune în casa noastră.” Teamă de oameni. Astea sunt situații ușoare. Dar spunea Domnul Iisus în Matei capitolul 10, verset 28, și istoria este o dovadă că unii au înțeles și a spus Mântuitorul, au trăit: „Nu vă temeți de cei ce ucid trupul.” Și istoria bisericii are atâția martiri, oameni care nu s-au temut, nu s-au înfricat și au mărturisit credința în fața rugurilor arzând și în fața altor forme de prigoană de ani de zile. Poate ceea ce se întâmplă astăzi în țările musulmane sau evenimentele încă nu uitate din Uniunea Sovietică, ani de-a rândul, lagăre, Siberia, în cele mai vii, mai proaspete în mintea noastră, de oameni care nu s-au temut. Degeaba spunea Domnul unei biserici din Apocalipsa: „Nu te teme de ceea ce ai să suferi. Nu te teme.” Există apoi teama de condiții vitrege în viață.
Teama că te îmbolnăvești. Și poate va trebui să duci un handicap toată viața. Teama că vei fi sărac. Și nu vei avea ce să mănânci, nu vei avea ce trebuie. Și teama asta te poate stresa. Iată ce spunea Domnul Iisus în Luca capitolul 12. Ca o concluzie, după ce le-a vorbit să nu se îngrijoreze despre trup, despre hrană, îmbrăcăminte, citesc de la versetul 30 la 32. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută Tatăl vostru, știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Deci, ni se spune să căutăm împărăția și când o căutăm, să o căutăm cu gândul că Dumnezeu ne așteaptă să ne o dea cu plăcere. Iar celelalte sunt mult mai minore, lucrurile vieții acesteia. Ori dacă ne dă veșnicia, cum nu ne dă ceea ce avem nevoie aici? Să ne imaginăm un copil care merge la tata lui și se zică, am două cereri la tata. Vreau deodată să-i cer 10 lei și după aceea vreau să-i cer 10.000 de euro. Vă puteți imagina să zică copilul, 10.000 de euro îmi dă, dar 10 lei mă tem că nu-mi dă. Cam așa suntem noi când spunem de viața asta, nu știu ce-o fi, dar cealaltă ne-o dă, nu-i problemă. Suntem curioși, nu? Zic că ne dă cu plăcere împărăția, dar astea alte nu ne le dă cu plăcere. Astea ne le dă de silă? Deci oricum nu și-au rost temerile acestea. Că și chiar fiind vorba de sănătate, dacă Dumnezeu vrea să taie cu foarfeca firul, unde să-l ascunzi? Unde să ne ajungă foarfeca lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu vrea să te mențină într-o condiție mai modestă și să fii mai sărac, ce poți să faci? Să te frămânți, altceva ce poți să faci? Căci tot lui Dumnezeu îi putem doar să-i cerem pâinea noastră cea de toate zilele. Deci să nu ne temem de acestea. A zis, nu te teme. Există apoi o altă teamă mai puternică. Teama de forțele oculte. Sunt oameni care efectiv se tem. Fie că e vorba de vrăjitorii, de urmările unui biet Anton, dacă a fost cu adevărat credincios acel Anton, el n-are treabă cu noi. Dar ăștia care vor să câștige de pe urma lui, sperie pe oameni că dacă nu o să trimit așa și așa, se vor alege cu represalii. Sunt situații în care oamenii au teamă. Sau, hai să ne gândim pe tot pământul. Dacă se pocăiește vreun om într-un trib și se întâmplă ceva, s-au răzbunat spiritele. Există o teamă că au fost supărați strămoșii neamului. Scriptura are o mare valoare în privința aceasta, să nu se teamă oamenii de forțele întunericului, de Dumnezeii neamurilor. Știți, întâmplarea aceea cu un biet om român, așa, care atunci când a început să trăznească, a început să-și facă la cruci. De ce? Pentru că credea că așa scapă și nu-l trăznește. Și era acolo un evreu lângă el care nu era obișnuit cu din astea. Băi, faci tu cruci. Nu ajută. Cum, măi? Și a fost în stare să dea cu biciul pe el până când bietul evreu a zis, băi, cum n-ajută, nici nu strică, dar cu tine nu o scol la capăt. Ei, strică și n-ajută. De ce să ne temem? Oricum, dacă ar fi să ne temem, hai să o gândim. Diavolul ne-ar bea într-o lingură de apă, cum spunem noi. N-a zis diavolul în cazul lui Iov despre Dumnezeu, l-ai ocrotit, dă-mi-l pe mână. De ce nu s-a mulțumit așa, mai puțin să-l lovească? În plin. Oricum, ar face ce ar vrea cu noi dacă ar putea. Dar este doar ca și în călătoria creștinului. Lei urlă, dar este drum printre ei. Nu ne pot face ce vor. Dacă oamenii nu ne pot face ceea ce vor, nici duhurile nu ne pot. Pentru că Dumnezeu este la fel din control peste duhuri ca peste oameni. Și vă citesc câteva versete pe linia aceasta. Judecător 6 cu versetul 10. Și amintiți-vă că expresia aceasta apare în vremea lui Gedeon, care nu s-a temut să distrugă formele idolatre. Domnul a zis printr-un proroc, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeii amoriților în căror țară locuiți, dar voi n-ați ascultat glasul meu. Și adaug cartea lui Ieremia, capitolul 10, de la versetul 2. Așa vorbește Domnul, nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor și nu vă temeți de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele. Există atâtea referințe la zodiac, la diferite urmări ale mișcării astrelor, care s-ar putea răsfrânge peste oameni și ei sunt în imposibilitatea de a le devia sau de a se apăra, căci obiceiurile poporilor sunt deșerte. Versetul 5. Dumnezeii aceștia sunt ca o spiritoare de păs într-un ogor de castraveți. Și nu vorbesc, sunt duși de alții pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeți de ei, căci nu pot să facă niciun rău și nu sunt în stare să facă niciun bine. Deci,
Domnul să împlinească cu noi cuvântul acela care l-a spus în Evanghelie: vă dau putere să călcați peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Să împlinească Domnul Psalmul 91: vei călca peste reptile și vei trece printre cele mai crude feline și nu vor putea să-ți facă nimic. Putem face o comparație aici cu animalele. Să știți că și teama de animale este o slăbiciune a noastră în duh, pentru că Dumnezeu a zis în Genesa 9:2, să apuce frica pe orice animal de voi. Și au fost credincioși de-a lungul istoriei care s-au impus, pentru că Dumnezeu i-a învrednicit ca atare, a pus un înger lângă ei, așa cum a zis Daniel, care domnea peste animale și ele se subordonau. Dar și peste puterea întunericului, peste forțele diavolului, tot sunt îngeri superiori a lui Dumnezeu, peste care nu pot să treacă. Amintiți-vă de acele relatări din cartea profetului Daniel, când un trimis la Daniel a fost întâmpinat în drum și oprit pentru o vreme de o căpetenie a întunericului. Dar cine a ieșit biruitor? Îngerul Domnului. Nu se poate. Gândiți-vă acum, de exemplu, la evrei. Poate ei excelează cel mai mult. Când dau un ostatec, sunt în stare să dea 400 de oameni pe unul. Credeți că și-ar lăsa Domnul vreun înger ostatec pe undeva la vreo strâmtorare în univers? Nu spunea Domnul Iisus. La nevoie este o echipă. Vin 12 legiuni de îngeri și execută orice operație. Cred că aici este binevenită acea imagine din 2 Împărați, capitolul 6, când sirienii au înconjurat pe Elisei și a ieșit slujitorul afară. Și sincer să fim, poate cei mai mulți dintre noi suntem doar cu ochii slujitorului și el a zis, dar este o gândire de om, normală. În versetul 15, când s-a sculat de zi dimineață și a ieșit afară și iată că oaste înconjura cetatea cu cai și cară și slujitorul a zis omului Dumnezeu, ah, Domnul meu, ce vom face? El a răspuns, nu te teme. Dar pe ce bază a zis nu te teme? Avea un fond de expresie aceasta. Căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc împrejurul lui Elisei. Și deodată, Elisei a preluat comanda și a ieșit în față. În loc să se teamă, a dovedit că acționează, zicea că a fost ofițer de când lumea. Ce credeți? Îngerii aceștia lui Dumnezeu o fi în rezervă acum? Sau sunt tot activi? Sunt tot pe teren, frați și surori. Cum să nu credeți că eu, în timp ce vă predic asta, eu sunt absolut fără nicio frică. Și nu mi-amintesc când mi-a fost teamă ultima dată, nu. Dar spunându-le, mă încurajez și pe mine și pe dumneavoastră. Pentru că aceste realități sunt prea puternice ca să pot trece pe lângă ele și să nu vă pot spune așa, să vă rămână la toți în minte cu litere mari. Nu vă temeți. Pentru că dacă ne vom teme, credința ne va slăbi și vom fi niște înfrânți. Amintiți-vă la atâtea războaie. Au fugit de pe front numai că au auzit un zgomot. Măcar s-ar fi așteptat să-i vadă. Stai să vedem cine sunt cei care vin. Moabiți, sirieni, numai atât au auzit gălăgia. Așa e omul care se teme, nu vede nimic. Cineva învăța recent pe un suflet care îi se părea că vede vreo imagine așa stranie. Și a zis, nu te teme, ia stai și te uite bine să vezi, este sau nu este. Și poate te uiți bine și când acolo nu-i nimic. Că diavolul vrea așa numai să fie ca o flamă și tu să crezi că a fost un episod întreg. Și că este acolo, dita mai, dihanea. Și când acolo nu-i nimic. Domnul spunea lui Iair, în fața morții reale a fiicei sale, nu te teme, crede numai. Și amintiți-vă de Petru care a pornit pe ape și dintr-o dată a văzut valul. Cum gândiți-vă și aici la logică. Dar pe el, absența valului l-a ajutat să meargă pe mare. Cum? Pe mare se poate merge numai să nu fie valuri, nu? Tot nu se poate, în mod fizic. Dar valul a făcut ca el să se bâșbe. O, de a-mi crede, măcar când nu sunt valuri, să umblăm măcar atunci și în rest să ne dea Domnul mâna și să ne scape. În ideea aceasta vreau să vă dau câteva sfaturi, câteva încurajări. Vă citesc din cartea Plângerile Eremia, capitolul 3, versetul 57. Și aș vrea ca versetul acesta să nu fie numai astăzi. De astfel, el se explică pe sine însuși, 3:57. În ziua când te-am chemat, știți când trebuie să-L chemăm pe Domnul, printre altele, în ziua necazului, te-ai apropiat și ai zis, nu te teme. Deci Dumnezeu era acolo, numai s-a apropiat și a șoptit mai tare, nu te teme.
Dacă vrei să nu te temi, iată câteva sfaturi. Lucrează legal și cu înțelepciune. Dacă ești ilegal, te temi. Dacă n-ai lucrat cu înțelepciune, te temi că nu iese bine. Zice Pavel în Roman 13:4. Teme-te de autoritate, că de aceea poartă sabia. Teme-te de finanțe, teme-te de poliție. E normal, zice în cartea Proverbe, capitolul 14, versetul 16. Înțeleptul se teme, adică se teme, se respectă legea, cum am zis că se respectă și legea lui Dumnezeu, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Lui nu-i frică de poliție înainte, lui-i frică după ce îl vede. La omul cu minte îi teamă înainte. Și după aceea, când îl oprește poliția, bună ziua, îi dă actele, ele sunt returnat. Tot în Proverbe scrie în capitolul 1, vers 33, să lucrezi cu înțelepciune, de exemplu, faci o casă. Dacă n-ai lucrat cu înțelepciune și n-ai clădit cu legături și respectând niște norme, te și temi că se răstoarnă, nu? Nu trebuie neapărat mare cutremur. Dacă ai lucrat cu chipzuință, tu nu te temi. Poți să fii arhitect, constructor, șef, tu doar liniștit. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă și va trăi liniștit fără să se teamă de vreun rău, pentru că a lucrat cu înțelepciune. Apoi, nu doar în ce privește legea aceasta profesională sau legea în sine, dreptul dintr-o țară. Fii drept, adică neprihănit înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-ți fie favorabil, că dacă nu ești corect înaintea lui Dumnezeu, conștiința ta constituie deja o teamă în sine pentru ce ai făcut, rămânând în Proverbe, citesc din 10:24, celui rău, de ce se teme, aceea se întâmplă. Dacă ai fentat pe vreunul cu niște bani sau ți-ai bătut joc de el cu niște vorbe, acum tu stai liniștit, eu nu mă tem că o să păgubesc. Ba, teme-te! Dar dacă ai fost corect, iată ce scrie în Psalmul 112, dacă înaintea lui Dumnezeu tu ai fost unul binefăcător, unul milos, tu să nu te temi că vei rămâne nici de ocară, nici nu vei rămâne sărac, nici neajutorat. 112, de la versetul 5, să citim. Ce bine-i merge omului care face milă și împrumută pe altul, care își rânduiește faptele după dreptate, căci el nu se clatină niciodată, pomenirea cel neprihănit ține în veci. El nu se teme de vejrele, ci inima este tare, încrezătoare în Domnul. Inima este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii lui. Pentru că el a fost curat la suflet. Apoi, un alt sfat. Acționează fără teamă în lucrarea sfântă, chiar dacă sunt temeri. De exemplu, mergi să faci evanghelizare într-un sat. Există o teamă, dar totuși trebuie să predici fără teamă. Te ridici să prorocești. Este normal să funcționezi cu o teamă. Sau te ridici în fața unei situații de păcat și vrei să o condamni sau să mustri pe cineva. Dar trebuie să o faci în mod liber. Pavel zice că înăuntru și în afară temeri sau diferite stări mai grele, dar tot el zice în fapte 20:20 despre felul său de lucrare. Ce să mai spun, unii au teamă și se ridice și se cânte o cântare. Îi mai încurajez eu pe câte unul. Cele mai multe greșeli le fac predicatorii, nu cântăreți. Și pentru aceea tot predicăm. Și mai smintim câte una și mai ne umilim câte un pic. Nici o problemă. Mergem mai departe, că doar nu facem pentru slava noastră și nu avem vreun câștig din asta, în sens pământesc. Iată ce a zis Pavel, 20:20. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în casă. Uneori ne lisește spiritul evanghelistic pentru că suntem fricoși, temători. Uneori nu putem să ne ridicăm și e o lipsă de credință în a pronunța numele Domnului în anumite situații, în a ne ridica să se facă lucrări lui Dumnezeu prin noi pentru că ne temem. S-ar putea teama să fie întemeiată, că nu suntem credincioși și conștiința ne apasă, dar în rest, cum zice tot cartea Proverbelor, cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Și înainte de încheia, aduc câteva argumente, dovezi, citind din Psalmul 118, versetul 6, afirm încă o dată că nu trebuie să ne temem pentru că avem un ocrotitor desăvârșit. Domnul este partea mea, nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Ce a putut să-i facă Haman la Mardoheu? Nimic, nimic n-a putut să-i facă, absolut nimic. Nici măcar n-a putut să-l dea afară de acolo de la poartă, să-l deporteze undeva știu eu ce colț a împărăției. N-a putut să-i facă efectiv nimic. Sunt oameni care se pregătesc de răzbunare și spun o să-ți fac așa și așa. Nu te teme. Și încă un cuvânt plin de îmbărbătare din Isaia 12:2. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere. Și nu mă voi teme de nimic. Aici există
un raport. Dacă ești plin de încredere, ești gol de teamă. Dacă încrederea scade la 90%, teama umple golul de 10%. Căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele, El m-a mântuit. Deci, fondul nostru de curaj, de lipsă de teamă, este constituit de prezența puterii lui Dumnezeu. Și chiar dacă ar socoti cineva, Dumnezeu este în cer și noi suntem aici. Pentru Dumnezeu distanța nu este o problemă, nici în spațiu, nici în timp. Și vreau să vă dau un exemplu a unui popor și a unui om. Israel și David. Israel a ajuns în fața Mării Roșii și Dumnezeu le-a spus în cartea Exod, capitolul 14, versetul 13. Nu vă temeți de nimic. Stați pe loc. Că asta facem noi uneori când ne temem. Fugim încoace și încolo, frământându-ne și obosindu-ne degeaba. Și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egipteni nu-i veți mai vedea. Și trec apoi în cartea profetului Isaia, capitolul 41, unde sunt niște cuvinte prea bogate ca să-mi permit să nu le citesc tratând tema aceasta. Și vă rog să vă gândiți la aceste versete studiind istoria evreilor de-a lungul sutelor și chiar miilor de ani. 41:10, nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita la îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc. Asta înseamnă să-ți rezolve Dumnezeu teamă. Mai întâi să te întărească în Duhul tău, după aceea, pentru că ai nevoie de ceva practic, îți vine în ajutor. Apoi te sprijinește cu dreapta lui biruitoare. 13, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Ce suntem și noi uneori? Deși ne ține Dumnezeu de mână, tot trebuie să ne mai spună și să ne strângă așa puțin. Nu te teme. Dar, Doamne, ține-mă și de cealaltă. Doamne, ia-mă în brațe. Ca și cum ar trece mămica cu copilașul pe lângă un cățeluș nu prea mare. Mami, mă mușc. Stai liniștit. Pe deasupra e și legat, dar e și în mâinile mele, în cealaltă am un băț zdravă. Nu-ți face nimic. Da, mamă, dar uite că latră. Este așa. Așa e cățelul. Da, stăpânul. Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov și rămășița slabă a lui Israel, căci eu îți vin în ajutor. Oricât ai fi de slab, nu te teme. Cu cât ești mai slab, cu atât Domnul te sprijinește mai tare. Dacă copilașul este puțin mai mare, îi spui doar, ai, fi liniștit că nu ți se întâmplă nimic, dar dacă e mic, îl duci în brațe efectiv. Și gândindu-mă la David, om să aibă temeri cât David, adică situații de teamă, mai rar. Gândiți-vă, socru să fie cu sulița după tine. Copilul tău să stea la poartă să te caute, să te omoare. Și toți filisterii scrie la un moment dat că s-au suit să-l caute. Și el, știți câte versete sunt în Psalm 27:1? Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? De cine să-mi fie frică? 56:4, ori de câte ori mă tem, că sunt situații. Eu mă încred în tine. Doamne, lasă o astfel de încredere peste noi ca peste David. Că nu uitați, eu cred că și din acest punct de vedere, David a fost un om după inima lui Dumnezeu, din punct de vedere al încrederii lui în Domn. Noi povestim de David și de Goliat că o știm toți și ne-am rutinat. Dar gândiți-vă, să mergi cu praștia și cu pietricele în fața unei namele de om. Duhul lui Dumnezeu scrie un capitol mai repede că venise peste el. Când Duhul lui Dumnezeu vine peste noi, deja suntem mari, pentru că ne vedem tari în puterea Domnului și nu mai ne este frică de toate situațiile astea. Cu ce autoritate a spus Pavel acelui Duh, îți poruncesc, să ieși afară. Și închei cu două idei. Prima, reprezentând prima parte, teme-te de Dumnezeu, și a doua, pe cea de-a doua, nu te teme de nimic. Temerea de Dumnezeu te califică înaintea Lui. Omul care trăiește conștient de prezența și puterea lui Dumnezeu, în ascultare de El, este cel mai bine cotat înaintea Domnului. Și vă citesc ceva specific nouă neamurilor. Fapte 10:35. Cuvintele apostolului Petru din casa lui Corneliu. Citim și 34. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam. Și uneori sărim peste expresia aceasta. Dumnezeu mântuie din orice neam. Dar pe cine? În primul rând. Cine se teme de El? A dovedit Corneliu teamă de Dumnezeu? Regulat în rugăciune, în milostenie. El, deși era ofițer roman, trăia conștient că deasupra cezarului este unul. Astfel de om este primit de El. Și în aceeași carte, 16:14, prima femeie credincioasă din Europa, aceeași calitate. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu. Imaginați-vă, ea era vânzătoare. Așa lucra cu clienții în teamă de Dumnezeu. Ca și cum următorul client e un trimis al lui Dumnezeu. Ceea ce ea face, în toate aspectele ei, să facă respectându-L pe Dumnezeu prin ceea ce lucrează.
Și Domnul i-a deschis inima. Ce a zis Petru? Eu nu știu la ce s-a gândit el în întregime. Dar eu mă gândesc și la Iov, un om izolat, despre care scrie în 1 cu 1 al cărții sale, se temea de Dumnezeu. Suntem oamenii cu teamă de Dumnezeu? Doamne, ajută-ne! Și în al doilea rând, prezentul și viitorul nostru trebuie să fie fără teamă. Fără teamă! Evrei 13:6. Așa că putem zice, plin de încredere, adică 100% încrezători, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? La început, eu v-am citit din Isaia și recomandarea era așa, ziceți celor slabi de inimă, nu te teme. Dar la sfârșitul studiului, nu eu să zic, ești în stare să spui tu. Așa că poți, zice și eu, plin de încredere după aceste noțiuni, nu mă tem. Trebuie să zici tu, așa zice în Psalmul 91, pentru că zici, Domnul este ocrotitorul meu, cel prea înalt mă ocrotește. Și fiindcă am amintit despre evrei și despre dorința lor de a locui fără teamă și de a fi sprijiniți, mai amintesc un ultim verset din capitolul 46, versetul 27 al cărții Ieremia. Și ținând cont de faptul că și noi suntem împreună cu evreii moștenitori aceleași făgăduințe, efectiv, trebuie să ne imaginăm un viitor fără teamă. Chiar episodul apocaliptic trebuie traversat fără teamă. Și eu când zic aceasta, îmi dau seama că numai Dumnezeu ne poate întări, dar poate. Și apoi veșnicia efectiv va fi fără teamă, pentru că acolo e turma fără lupi. Teama nu-și va mai avea sensul. Iar tu, robul meu Iacov, nu te teme și nu te înspăimânta, Israele, căci te voi zbăvi din pământul depărtat și zbăvevi sămânța din țara în care este roabă. Israel se va întoarce iarăși, va locui liniștit și fără teamă și nu-l va mai turbura nimeni. În nădejdea acestui viitor binecuvântat și veșnic, să manifestăm încă de pe acum o încredere deplină în Domnul. Și totodată, pentru că vrem să rămânem fără de teamă, ne vom ruga lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să semene în noi încredere, în promisiunile sale, în ajutorul său vasi permanent, în bunătățile sale, în iertarea care ne-a acordat-o. Dacă vreun de noi se simte apăsat și se gândește că Dumnezeu îl va judeca sau îl va pedepsi pentru anumite fapte sau atitudini din gândirea lui, să cerem îndurare lui Dumnezeu, să putem pleca de aici liniștiți și fără de frică. Chiar dacă ar fi în viitorul apropiat să se împlinească ce a spus Mântuitorul, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. O formă mai ușoară tot timpul există pe linia aceasta, dar sunt unele mai grele. În toate acestea, Dumnezeu să vă șoptească la vreme de nevoie, nu te teme. Și tu imediat să spui după aceea, nu mă voi teme, slăvit să fie Domnul. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.